astăzi revenim cu un nou episod de Squad Busters. Bine v-am regăsit la un nou episod de Squad Busters pe acest canal. Este al doilea episod de pe canal și am niște vești foarte, foarte mari. Pe lângă vești avem și de deschis pe aici niște chestii. O să ne și jucăm acest nou joculeț. Se și apropie foarte, foarte repede lansarea globală. Nu mai durează foarte mult și o să vă puteți juca cu toții. Să ne jucăm aici, să facem cluburi, episoade, toate nebuniile. Și chiar sunt curios dacă și voi sunteți hype pentru lansarea jocului. Băi, eu sunt hype pentru că jocul arată să fie foarte, foarte promițător. Cei de la Supercell îl pușează destul de mult acum și o să vedeți că o să-l mai pușeze în continuare. Eu am mai jucat puțin pe aici pe livestream. Hai să colectăm câteva lucruri pe aici frumușele. Avem și niște bănuți, avem aici și niște chesturi, toate cele. Primim acolo niște chesturi, 20.000. Nu putem să le colectăm, ne trebuie super pass-ul care este 25 de lei. Vreau să spuneți în comentarii dacă episodul următor vreți să luăm super pass-ul. Dar întrebarea este în felul următor: eu nu știu, la lansarea globală o să se dea reset la tot ce avem aici? Mai are rost să dăm bani pe acest pes dacă nu se păstrează totul? Pentru că s-ar putea să nu merite. Eu cred că se dă reset, cred. Nu știu ce să zic. Bun, hai să luăm aici brawler, hai să mai luăm aici gemuri, luăm o grămadă de chestii și am aici desigur și un rare chest. Să facem un mini opening astăzi, să deschidem mai multe chesturi. Chiar aș vrea să facem așa un opening și pe acest joculeț, pentru că ăsta e farmecul jocurilor. Să ținem puțin și de noroc, să implicăm și norocul. Și am o veste foarte, foarte bună pentru voi și pentru mine totodată. Foarte mulți dintre voi mă întrebau: bă, Sinner, tu n-ai cod pe Brawl Stars? Bă, Sinner, tu când îți faci cod și așa mai departe? Bă, din păcate nu ține de mine. Eu dacă aș putea, mi-aș face mâine cod pe Brawl Stars. Dar de când o să se lanseze acest joc global, adică pe data de 29 mai, chat, deci 29 mai, deci din data aceea o să am cod oficial pe un joc de la Supercell, și anume o să am cod pe Squad Busters. Ce înseamnă chestia asta? Voi când o să vă luați Squad Busters, dacă vreți să mă susțineți și pe mine, puteți intra aici în shop și să vă duceți aici în dreapta, să dați enter code și să înscrieți numele. O să am așa SINNER22 și o să dați enter. Momentan nu merge pentru că încă nu funcționează, dar o să am și eu codul meu doar pe Squad Busters. Nu o să am pe Brawl Stars. Doamne ajută să avem și pe Brawl Stars în curând. Cred că era mai bine să am Sinner, dar treaba asta ține foarte mult de Supercell ID-ul. Poate o să-l schimbăm, dar în principiu cred că ăsta o să fie. Ceea ce este o veste foarte, foarte bună. Puteți să mă susțineți și pe mine și eu cu bănuții ăștia o să-i reinvestesc în oferte și așa mai departe pe canal, cum ar veni. Deci e o veste destul de tare, zic eu. Chiar vreau să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare. Hai să vedem. Nu vă gândiți că o să se facă milioane de bani, sute de mii de dolari, mii de dolari. Nu, o să se vadă că acolo, nu știu, câțiva zeci de dolari, habar n-am, nici nu știu. Depinde cât o să fie și jocul de popular. Avem aici desigur și un chest. Haideți să-l deschidem să vedem ce ne pică. Avem primul chest. Ia să vedem, rare. Tap to power up. Ok. Tap tap, tap tap, tap tap. Și a plecat tap tapul. Ia să vedem rare-ul. Hog Rider, bă. A plecat Hog Rider-ul. Și noi acum trebuie să ne jucăm. Și cred că după fiecare meci o să mai primim câte un chestulina, chestulina, chestulina. Bă, eu încă n-am învățat jocul ăsta perfect, să zicem așa. Am cam învățat. La început am văzut că e bine Greg să-l folosești. Nu e bine nici chiar să te bați la început foarte, foarte mult. Hai să-i dăm un match, să vedem care este situația. Îi dăm play și vedem dacă ne descurcăm sau nu în primul match de astăzi. Ok, avem Rumble Meedown și ceva cu trip acolo. Nu știu ce zicea pe acolo. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Luăm, mamă, Archer Queen din prima. Hai că n-am început niciodată cu Archer Queen așa din prima. Ok, cred că ar trebui să fie destul de bună. Hai să o luăm repede, luăm bănuții. Mi-ar trebui un Greg, sincer. Da, uite, avem un Greg. Foarte bun. Mamă, nu. Nu vreau să mă bat cu ăla. Chiar nu vreau să mă bat cu ăla. Hai să luăm repede asta. Bun, e bun Gregul la început. Asta am observat. Hai să luăm Barbarianul. Să și tancheze puțin. Cu zboane am. Ui, ești nebun? Mai luăm un Greg. Gata. Mai luat un Greg. Ok, avem și o bombă.
Ia să vedem. Am aruncat bomba. Nu știu dacă am făcut bine. Uite-l pe ăsta. Vine mă încoa. Mamă, se bat playerii. Nu, hai să nu ne mai batem. O să luăm goblinul care ne dă bănuți și mai căutăm un chest. Unde sunt chesturile, frate? Mamă, aici nu, nici nu mai pot să trec. Ăsta vrea să se bată cu mine, frate. Deci ăsta chiar vrea să se bată cu mine, gen. Chiar a încercat să se bată cu mine, dar n-are nicio șansă pentru că am echipă destul de bună. Ia. Opa. Cred că-l bat. Eu zic că-l bat. Îl prind pe coltul ăsta. Mamă, i-am spart coltul. Uite, 3 giant. Bro, nu mă bat aici. E prea riscant. Batem 3 giant-ul? Cred că batem 3 giant-ul. Nu, 3 giant-ul. Haide. Oh my god. Ce se întâmplă? Mamă, ce frate aici? Mamă, nu mai înțeleg nimica. Jur că nu mai înțeleg absolut nimic. Sunt pe locul 7, 6. Mamă. Și chiar, nu știu, nu e meciul meu, cred. No, am luat locul 4. Da, nu a fost wow meciul ăsta. Dar cred că o să deschidem ceva totuși, că am terminat meciul. Am avut 102 gemuri. Bă, nu știu, chiar nu știu care e tactica cea mai bună să faci. Mă simt așa puțin noob la jocul ăsta până îl învăț, dar avem chesturi, asta mă interesează. Ia să vedem, common, rare. Și ce pică? Hog Rider. Bă, aș vrea să-mi pice și mie ceva mai nou așa. Ia uite, 20.000 de coins. Bine-s. Că luăm Dynamite-ul să-l upgradăm. Am putea să-l upgradăm, ia să vedem dacă pot să fac treaba asta. Evolution, uite. Și avem un Dynamite. Frumos. Și aș lua și Archer-ul, pentru că Archer-ul e destul de bun. Este și epic. Da, uite, frumos, am luat Archer-ul și ne mai trebuie unul. Hai să mai jucăm un match. Deci chestia e că, na, trebuie să jucăm meciuri ca să deschidem chesturi. Și ai niște chest tickets, cum ar veni. Rumble și Turbo Overload. Mama, asta e full speed, ești nebun. Am bătut pe unul, nu știu ce a făcut. Am bătut pe unul, frate. Mamă, m-a rămas 4 player, ce se întâmplă, frate? Se bat ăștia pe capete. Oh, nu. Ok, am dat bombă. Mamă, mor aici. Mamă, ce are frate ăla? Pe locul 2. Am făcut ce am făcut și am terminat pe locul 2. Cred că asta a fost. Bă, nu e rău. Hai, locul 4, locul 2. Locul 1. Cum am terminat frate pe 1? S-au bătut 2 și 3. Cred că s-au bătut 2 și 3. Da, mai eram 4. S-a bătut 2 și 3. A bătut 3 pe 2 și bam. Ia uite cine a venit aici. Frumos, locul 1, numai 1. Și pentru asta mai deschidem un chest. Și așa mai învățăm și noi joc cu toate cele. Zdem common, big common. Ia să vedem ce pică din common big. Greg, not bad. Uuu, și deblocăm witch-ul, baby witch la 10 aici. Ok, vreau să deblocăm acolo. Deci ne mai trebuie witch-ul, ne mai trebuie barbarian king-ul și ne mai trebuie medicul. Mamă, vezi că-i tare și medicul. Fusion start, mamă, începem cu fuziune, cred, din prima. Asta-i tare. Hai să începem cu barbarian. Eu așa zic că ar merge la început. Ok, match-ul ăsta pare puțin mai promițător. Hai să mai luăm un colt. Ok. Pare mai promițător, așa o idee. Mamă, ăsta e săracul. Cred că îl bușim aici puțin. A trebuit să-l bușim puțin. Nașpa că ții cam target. Mi se pare că ții target nașpa pe jocul ăsta. Dacă îi se pune pata cuiva pe tine, greu să scapi. Greu să scapi, bro. Uite, busted. Mamă, săracu. What? Bă. Batem. Archer. Hai că-l batem. Îl batem pe boss. Am 89. Mai trebuie de astea. Archer. Am luat ultimele. Fugi. Câștigăm, bă, cu 100. Zic eu. 112 avem.
Mamă, nu m-aș mai bate. Da, mă! Două meciuri la rând cu locul 1. Așa mai bine de data asta, 113. Chiar s-a simțit. A fost și tare game modul, că am început direct cu fuziune. Chiar tare, open chest. Dăm un medic sau dăm ceva ca lumea. Ia să vedem. Rare. Epic. Cred că e Witch-ul. Și Archer. Ok, nu e rău. Pentru că luăm Witch-ul de aici și am deblocat Witch-ul, ceea ce e foarte tare. Și avem Witch-ul acum. Asta e interesant. Și avem 8 din 10 aici la Baby. Interesant, tare. Acum o să ne pice și Witch-ul, chiar sunt curios cum e Witch-ul. Și ne mai trebuie medicul, v-am zis. Și ne mai trebuie Barbarian King-ul. Aș vrea să luăm măcar unul episodul ăsta pe lângă Witch. Ok, Spell Overload, deci o să avem foarte multe abilități. Hai să vedem care e situația. Începem cu Greg, chiar dacă aș vrea să încep mai bine cu Witch-ul. Mi se pare interesant și Witch-ul. Ok, pare că avem un început foarte bun. Din punctul meu de vedere, îi dăm Busted-ul ăsta, că nu e în stare să-și facă la început nimic. Ok, avem și doi Greg. Să luăm un Hog Rider. Ne-am făcut cu un Greg fuziune, ceea ce o să fie tare. Mamă, uite-l pe ăsta cu găinile. Bă, prietene, unde ai venit aici? Doamne. Sta moare. Doamne. Rămas cu un Dynamic. Busted, papa. Bă, chiar o ducem foarte bine meciul ăsta, extrem de bine. Cred că-l bat pe ăsta. Îl bat. Salut. Dă-i drumul de aici. Opa, nu mă mai duc acolo că pierdem de-alea. Las și un Witch, primul Witch. Respect. Gem mine-ul. Bun, mai luăm gemuri. Eu avem chiar 100. Ok, nu ne batem încă. Ah, ne batem cu ăsta, care e săracul chiliuță. Noob, chiar e noob ăsta. Avem 2 Witch, e că am câștigat meciul. N-a bătut atât de mult, dar 3 meciuri la rând am câștigat. Bă, tare. Hai că încep și eu să mai învăț jocul. Mai deschidem încă un chest, desigur. Open chest, hai, dăm și mie ceva. Un de la bun. Cam în super big și bonus. Ia să vedem. Ce pică, tată. Goblin. Bă, dar ne-a dat la goblin. Putem să upgradăm goblinul. Interesant. De două ori chiar. Uite, și ne-a mai dat încă un chest. Bă, vezi că facem opening ca lumea. Doar că ăsta e cam în chestul. Nu cred că o să ne pice ceva nou oricum. Ia uite. Chicken. Ia, ce mi-a dat aici? Bănuți. Ce e aia, frate? Uite, mai avem încă un rare chest. Ne pică medicul. Și... hai cu medicul. Hog Rider. Eram aproape. Putem să dăm Evolve la Hog Rider. Respect. Ia uite-l. Acum e mult mai bun. Mai dăm o dată Evolve. Tare rău. Battle Items. Ce asta? New Future. Use item in battles. Ia. Bă, stai mă că trebuie să mai colectez de-astea. Lasă-mă să colectez și pe aia îi dăm. Ia, îi dăm play. Ce vrea mă? Key, free. Chest, ce ne-a dat mă? Key lets you open a free chest. Cât de tare e asta. Ok, și deschidem 3 free chesturi. Mamă, vezi că ăsta e OP. Deci te duci direct, ai deschis 3 chesturi. Deci cum ar veni face opening înăuntru. Mamă, gem overload. O să avem la gemuri DNS pe nas. Da, everything is dropping gems. Hai să dăm Greg. Și avem și 3 key de-alea. A, dar nu pot să le folosesc instant. Ia și ne folosim chest-ul. Și putem să deschidem chest gratis. Ia. A, stai că avem aici unul deja. Luăm bănuții. Ok, și trebuie să folosim cheița. Ia. Cheița. Boom. Și mergem aici și luăm gratis. Mamă, ce frumos. Avem 2 fuziuni deja. Tare. 3. Că e și barbarianul. Respect. Suntem pe locul 2. Nu o ducem rău. Bun, mai luăm un de-asta. Și mai avem și o cheiță, putem să o folosim. Ia să vedem. Mă duc, iau direct cheița. Mi-a furat cheița. Ok. Hai să luăm un Dynamite. Ia. Stai
Da, cred că-l bat. Mamă! Ce frate pe aici de gemuri? Nu mai înțeleg nimica. Nu mai înțeleg absolut nimic din meciul ăsta. E prea haotic. Suntem pe locul 2 acum. Batem pe ăsta? Da, mă, l-am bătut. Eu zice, mama, 300 de dăstea. What? A murit ăsta. Mai luăm un witch. Ce naiba iau? Am 300. Nici că mă mai bate cineva acum. Nici că mă mai bate cineva acum. Ia, ia. Mai luăm un chest, archer. 300, bro. Mai folosim o... Mamă, nu trebuia să folosesc cheia. Nu trebuia să folosesc cheia, efectiv. GG. Nici nu mă mai uit, iar sunt pe primul, sigur. Sunt pe primul. Am avut și noroc. 325, frate. Respect. Hai să deschidem chestul. Dăm ceva bun, că am avut 4 meciuri la rând, frate. Rare. Medicul și... Dynamite, bă. A fost aproape. Epic chest. Hopa. Ne poate pica, desigur, barbarianul ăla. Ia să vedem. Ne pică sau nu barbarianul? Haide-mă cu barbarianul. Și witch. Ok, not bad. Uite și la 15 deblocăm lume nouă cum ar veni. Desert World-ul. Bă, cam acesta ar fi episodul. Sper că v-a plăcut. Am deschis o grămadă de chesturi. Am luat și witch-ul. Bă, chiar interesant joculețul. Încep să-l înțeleg și eu cât de cât. Uite, putem să-i dăm la chicken. Chicken. Chicken wing. Am dat acolo la chicken. Nu prea folosești chicken-ul. Da, dacă mai vreți episoade, știți ce aveți de făcut, un like acolo, n-am fost Sinner și ba.